Prețul uman care a fost găsit pe munte în județul Argeș aparține unui criminal căutat de poliție. Anchetatorii au reușit să-l identifice cu ajutorul amprentelor. Deocamdată, corpul acestuia nu a fost găsit. Toate informațiile vin de la colegul meu Bogdan Borzan, direct cu noi. Bun găsit, Bogdan! Bun găsit! Vorbim despre o comună din județul Argeș, aici unde ne aflăm și noi. În urmă cu scurt timp s-au terminat și căutările astăzi. Din cauza întunericului au fost zeci de echipe, polițiști, pompieri, salvamontiști, jandarmi, montani, care au beneficiat și de ajutorul unor câini special antrenați și de ajutorul dronelor. Au încercat să găsească și restul cadavrului, pentru că a fost găsit doar antebrațul în această dimineață aici de cetățeanul care a sunat la 112. Și așa este, în urma prelevării amprentelor s-a descoperit că bărbatul era în vârstă de 53 de ani, domiciliat în București cu probleme penale. A fost condamnat pentru omor și tentativă de omor și de asemenea încălăraș, era căutat pentru furt. Nu s-a găsit astăzi nimic. Antebrațul avea urme de mușcături, așadar putem vorbi despre mai multe ipoteze. Ori bărbatul a fost ucis de un animal sălbatic, dar există și varianta în care el a fost omorât în prealabil și ulterior a fost și mâncat de către un animal sălbatic. Asta vor stabili însă criminaliștii și medicii legiști. Mâine vor continua căutările aici în județul Argeș și vom urmări ce se întâmplă și vom reveni cu toate detaliile.